Vreau să o dezamăgesc. Da, mă nervez dacă da. Nu îți ajunge nimic niciodată. Ce vrei, mă? Cătălin, normal, s-a supărat că vreau să intru, vreau să vă zic, bă, n-ai voie. I-a zis și Florin că n-are voie, mai vreun minut în plus, că el are doi oameni. Nimeni n-a stat dublu când a avut doi oameni în finală. Scârlătesc un moment în care eu am rămas singur cu doi oameni și Bontea cu unul și el n-a avut om în finală. Era nu-l mai interesa. Te împarți, norocul tău că ai doi, ce vrei? Se vede că nu ai experiență în finală. Uite-te la mine. Sunt la a șasea final. Relaxat, gândesc coerent, nu mă agit. Dacă unul din concurenții mei va câștiga, voi fi blamat de cei doi colegi mei care vor spune da, ai avut doi, ai avut noroc. Sunt doi, trebuie să mă duc și colo și colo. Zici că era pe aici, nu mai așa face. Uite așa, uite așa, n-avea stare. Dar tu ai cât un om în final, ești foarte agitat. Băi, ești agitat, vorbesc serios. Ești agitat. Nu mai vrea să zici fiu, că te-a apucat să... bâzdâcul. Nu m-a apucat nimic. Să vede că nu ești obișnuit cu finalele, tată. Trebuie să-i aduc un semn de la lămâiță de aia, cu semnul de exclamare, de începător. Când am intrat, era haos. Era fiecare peste tot. Ai ceva la cuptor? Ai făcut acum ceva? Acum vreau să fac pământul la cuptor. La cuptor, la... La nașul pe congelator, să deja. Da? Nașul. Ăla ți-a ieșit pământul? Uite-l acolo. Poți să punem tot ăsta? Da. N-am voie să pun mâna. Aha, ok. N-am voie. Nu înțelegeam eu cum s-a organizat ei, dar ce contează timp cât treaba merge. Da, vreau să-l bag la cuptor. Haide, păi... Păi știu, dar vreau să iau locul lui Alex acolo, că nu mai poate. Dar chiar, Alex, ce a pățit? În momentul în care m-am apucat de Saint-Jacques, m-a luat o durere insuportabilă. Alex, ești ok? Ce s-a întâmplat? Doare spatele, șef. Mamă, să mă... Lasă că mă duc. Stai așa, stai cumva sprijinit de asta. Poți sau, să da, stai? Da, stai așa, măcar, stai sprijinit. Eu nu știam ce se întâmplă cu Alex și la un moment dat am văzut că tremurau mâinile. Pur și simplu zic, bă, frate, o fi emoționat sau ceva. Mă panicasem așa puțin pentru că îl vedeam cum tremură, frate, nu știu. N-am mai văzut până acum așa. Alex! Mai poți să te acolo să vin? Stai liniștit. Trebuie să mai avem 20 de minute. Pune-ți apă acolo. Păi, ia astea, bagă-le, ia și ia. Bro, mai puneți o tigaie aici, mai sunt 20 de minute să montăm. Păi tu nu mai poți să de spate, ești nebun la cap, nu mai stai aici. Când îmi iau un angajament, merg cu el până la capăt. L-am văzut efectiv cum îi tremura mâna și nu putea nici măcar să bea apă. E un sentiment foarte tare să vezi oameni care trag așa pentru tine. Mănânc cu mâna mea, ce dracu e asta? Toate nu-i treaba mea, că ție nu-ți place. Aici eu sunt șeful, dacă ai înțeles. 25 de minute, băieți! Bă, cine pune starea? La piureuri, nu știu pe cine pune, dar îi place sare mult. Să nu te opărești, te rog. Te rămân pe ăsta mic. Arată bine, arată. Arată, da, arată mega fucking piesă. Superb. Bravo, mă. Pune asta mai repede. Băi, stai un pic, stai un pic, șef, stai un pic, șef, stai un pic de tot. 3 minute. Cum a fost asta la secundă? Suntem în marea finală la cuțite. Se joacă tare, se joacă în jeans. Trei nume își pun pe masă cele mai bune meniuri. Ajutați de cei mai buni colegi, deveniți prieteni. În acest aranjament, uneori vorbim chiar de devotament. Ai grijă cu asta? Da, șef. Scoateți oasele alea din congelator. Le-am scos. Cu o lingură. Ai băgat musul? Da. Ok. Te mănânc cu mâna mea, ce dracu e asta? O să mai dai unt. A? Te mai dai unt. Păi mai dau, dar e ca arată ca drept. Cum pot să fac într-o oră sos? Sosul nu e la care trebuie. A luat de înzeama de la ce a fiert la început din oasele de la pui, a pus pe Ovidiu să tragă la tigaie, niște căzăturile de la miel. Floarea asta mie nu-mi place și eu, uite, un pic pe Saint-Jacques. Da, și dai ceva pătrunjel și pe Saint-Jacques, doar o linguriță mică. Da, nu pot să-i dau ideile mele. Pentru ăsta l-am tu? Ai piure. Da? Frate, nu-i treaba mea, că ție nu-ți place. Aici eu sunt șeful, dacă ai înțeles. Aici venim cu Saint-Jacques, da? O să venim cu chipsurile alea, mă gândesc, pe aia, oarecum. Și spuma, nu știu unde vrei tu. Dar de să mergem așa.
Ideea e că nu trebuie să avem, să încărcăm cu... Da, e ok. Da? E ok? Da, da. La starter a avut un aport mare de ieși în farfurie. Plating-ul. Bă, dar și cum le vreau? Le vreau perfecte așa, frate, da? Ne-a lăsat pe fiecare să ne punem amprenta în această finală și asta arată că are încredere în echipă. Maria! Oprește? Da. Edna, mai dăm două ouă și atât. Andrei, da. Încearcă și tu să termin cu 2-3 minute înainte ca să-i poți să faci retușul final. Fiureu, e gata? Da. Uite-l aici. Mersi mult. Ce faci acolo, Maria? Nu știu, niște gogoșele de creveți foarte interesante. Abia aștept să gust. Adevărul că abia aștept să gust în toate, că toată o să arate frumos. Sper să fie și foarte bun. Pune-o mijloc, pune-o mijloc, pune-o mijloc. Pune-o mijloc. Hai cu tonul, hai, hai, cum mai am timp, mai am timp. Pune-n altul. Hai tu cu ăla și vine eu în continuare, m-am pornit. Avem un starter care nu este foarte consistent, dar nu a vrut să se riște și a zis că merge pe puține elemente în farfurie, să aibă culoare, să aibă și gust. Sanjacul a ieșit bine, aripioarele la fel, am probat două, au ieșit foarte bune, erau destul de condimentate, se simtea și cimbrișorul. Monti, bucățile frumoase. Da, șef. Unul punea o frunzuliță, altul punea ciobul de panceta. Munti punea sanjacul. Panco, niște verdeață repede, că avem timp. Hai, nu, hai, da, un blender. Vreau ceva aici. Ultimele două minute am făcut un sponge, un burete sfărmat din panco cu ierburi aromate, pentru că era prea light farfuria. Trebuie să iei numai pudră. Uite, asta vreau. Hai, Andrei, hai, Andrei. Oh, perfect, așa. 34 de secunde. Hai, 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 avanse. Ba, da, salata frumos, cuib, cuib. Hai, atenție. Prima farfurie a Mariei s-a părut foarte elegant, mi s-a părut așa o farfurie de finală. 2, 1, stop. Stop. Hai că e bine, frate, hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine. Bravo, băi. Bravo, Andrei, ai pus? Hai, bravo, bravo. În ultimele 5 secunde am terminat plating-urile, mai exact. Ce să le fac, unde sunt noi? Mă, dacă le dau capul meu, le ia picioarele razna. Bravo! Bravo!